Bună ziua, mă numesc Damaris, am 8 ani și am o întrebare. Cum de unii oameni care află Evanghelia se pocăiesc și alții nu? Damaris, motivul pentru care unii oameni nu se pocăiesc este simplu. Nu vor. Ei găsesc tot felul de scuze ca să refuze pocăința sau primirea Evangheliei lui Dumnezeu. De altfel, Domnul Iisus spunea, nu vreți să veniți la mine, sau nu vreți să vă pocăiți, sau nu vreți să credeți. El a repetat de nenumărate ori lucrul acesta. Chiar astăzi citeam din Luca 13, unde El spunea așa, eu vă spun, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. Nu numai cei care au fost pedepsiți de Pilat, toți. Oamenii nu vor să se pocăiască, unii dintre ei. Eu, mă numesc Ana Maria și am 7 ani, iar vreau să vă spun o întrebare. Cum lumea de la un singur păcat a devenit așa de rea? Ana Maria, întrebarea ta este foarte bună și destul de grea. Încerc să explic cum se poate mai bine. Iată, aici am un pahar. El este foarte frumos, este apă curată, limpede, cred că vezi și tu, da? Ei, așa a făcut Dumnezeu lumea curată, frumoasă, limpede. Nu era nimic rău în lumea aceasta. Adam și Eva și tot ce era, erau curați și nepătați. Nu era păcat, nu era mizerie, nu era răutate. Nu era suferință, nu era moarte. Până când a venit păcatul. Păcatul neascultării de Dumnezeu. Acesta este păcatul. Păcatul înseamnă să nu asculți de ce vrea Dumnezeu pentru viața ta. Asta înseamnă păcat. Și aici am puțină cafea. Cafea asta reprezintă păcatul. Vezi, este curat. Și nu un pic am pus. Dar păcatul acesta a început să intre în toată lumea. Și toată lumea a fost afectată. Tot ce era frumos, curat înainte, a fost afectat. Nu numai la suprafață, nu numai jumătate. Tot a fost afectat. Așa și noi oamenii. De la un singur păcat s-a împrăștiat peste tot. Și uite versetul din Biblie. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Și păcatul este ceva rău, așa după cum ziceam, neascultare de Dumnezeu. A intrat în lume, a intrat în toată lumea. A intrat cu păcatul și moartea. Deci păcatul a tras după el și moartea. A venit moartea, a venit suferința, a venit răutatea, cum ziceai tu. Toate au venit cu păcatul. Împreună au venit și au intrat în lume și au umplut lumea. Și ascultă, a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Tot a fost afectat. Toți oamenii. Iată de ce răutate de la un singur păcat a ajuns la toți oamenii. Pentru că unde este păcat, este răutate. Sper că ai înțeles. Dar vreau să spun, există soluție. Cine l-are pe Domnul Iisus, scapă de vina păcatului și Domnul Iisus îl ajută să renunțe la răutate și să dobândească bunătate. Mă numesc Bol Timotei și aș vrea să pun o întrebare. Iisus iubește toți oamenii? Timotei, Dumnezeu iubește fiecare ființă umană. Fiecare dintre noi. Iată dovada. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dovada dragostei lui Dumnezeu pentru toți oamenii este faptul că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru noi, ca să putem fi iertați de păcatele noastre. Pe toți oamenii iubește Dumnezeu. Pace, frate Raul. Am și o întrebare.
Este vinovat Dumnezeu pentru că suferim? Daniel, întrebarea ta este foarte bună. Iată răspunsul care eu îl dau. Dumnezeu este responsabil de suferința din lume, pentru că este un Dumnezeu atotputernic. El ține sub autoritatea lui suverană tot ce se întâmplă pe planeta aceasta sau în universul acesta. Este responsabil de tot ce se întâmplă. Vinovat? Nu este. Vinovat de suferință este păcatul și diavolul. Noi am ales să păcătuim și prin urmare avem și noi o măsură de vinovăție din care cauza avem și suferința în lume. Dumnezeu este responsabil de suferință și o folosește spre gloria Lui, spre binele nostru. Dar nu este vinovat, pentru că ori de câte ori vorbim de vinovăție, vorbim de o greșeală, ca și cum Dumnezeu ar fi făcut o greșeală. El nu a făcut o greșeală, că a permis suferința, dar suferința este spre binele nostru. Deci, încă o dată, responsabil da, vinovat nu. Cum a făcut Dumnezeu animale? Frumoasă întrebarea ta. Iată răspunsul. Dumnezeu a zis să dea pământul viețuitoare după soiul lor. Târătoare și fiare pământești după soiul lor. Și așa a fost. Dumnezeu a făcut animale pământului după soiul lor. Vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că sunt bune. Dumnezeu a zis, prin cuvântul exprimat de Dumnezeu, plin de putere și autoritate, animalele au luat ființă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia nu este doar pentru bunici sau părinți, este și pentru copii. De aceea să auzim acum la final pe Lea, care va spune un verset din memorie. Și pentru următoarea filmare așteptăm alți copii care ne vor spune versete pe de rost. Doamne ajută! Lăsați copilașii să vină la mine și nu îi opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Marco 10:14.